Platou cu medicul Adrian Stănescu, medic primar geriatrie și gerontologie. Bună dimineața, bine ați venit la Neața să vorbim despre basmul dumnealui preferat, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Mulțumesc de invitație. Vorbim despre procesul de îmbătrânire. Ce se întâmplă de fapt în corpul nostru când începem a îmbătrâni? Procesul de îmbătrânire începe undeva, de fapt el începe de când ne naștem sau chiar și înainte, dar mai vizibil după 35-40 de ani, când practic niște proteine încep să se degradeze, niște proteine care asigură antioxidarea. Deci practic noi, ca și materia anorganică, ruginim. Și exact practic același lucru se întâmplă. Avem niște proteine antioxidante care funcționează foarte bine până la 35-40 de ani, după care noi trebuie să le ajutăm și facem diferite terapii regenerative ca să putem să recuperăm acest deficit, pe de o parte, și pe de altă parte este și o inflamație care are loc în toate celulele, deci practic o inflamație la nivel celular pe care de asemenea putem să o contracarăm. Ori pentru chestia asta trebuie să acționăm cât mai devreme, 35-40 de ani, poate chiar și mai devreme. Profilactic. Profilactic. Așa cum înțeleg că fac toți mai marii lumii sau bogații lumii, să o spunem. Da, și o fac de 20-30 de ani. Sunt lucruri cunoscute în Occident de mult timp. Terapia sistemică cu ozon, de care vorbim astăzi, este o terapie care este utilizată de mult timp în Occident și la noi, undeva de 17-20 de ani, a început să fie folosită și încet, încet este din ce în ce mai cunoscută. În perioada de pandemie am auzit chiar cei care încercau. Da, era o terapie care a fost utilizată inclusiv în spitalele de boli infecțioase, pentru că, pe de o parte, oxigenează țesuturile și, practic, ajută foarte mult pacientul cu infecție severă, cum era cazul COVID-ului, și, pe de altă parte, elimină diferite substanțe toxice din corp care se acumulau și scădea acea furtuna citochinelor, cum se știa la vremea aceea că apare furtuna citochinelor. Dacă acționam din timp, practic nu apărea furtuna citochinelor și a fost utilizată pe scară largă în toată Europa Occidentală, dar și în România. Procedura e foarte simplă, sângele nostru este ușor este primenit cumva, deci practic se introduce o combinație de oxigen-ozon. Ele acționează ca și compuși chimici, nu direct. Deci practic se formează niște substanțe, de exemplu pentru ozon se numesc ozon peroxid. Ei acționează la nivel intern, adică la nivelul ADN-ului și stimulează ADN-ul să revină la forma mai tânără. Practic și ADN-ul, ca și noi, îmbătrânește după 35-40 de ani, se știe și teoria telomerelor și la nivel central. ADN-ul îmbătrânește? ADN-ul îmbătrânește ca și noi, da. Și practic noi putem prin aceste terapii regenerative să revenim la forma de ADN mai tânăr, care mai departe sintetizează el acești compuși antioxidanți. Deci practic din nou avem glutation, dar propriu glutation, sod, catalază și așa mai departe. Astea sunt chestiuni tehnice. Sunt tehnice, dar care practic spun că noi putem să revenim la forma mai tânără. Apropo de tinerețe fără bătrânețe, l-auzeam pe Jeff Bezos că vrea să trăiască până la 130 de ani. Este o altă direcție, există posibilitatea de acțiune la nivel genetic, la nivel de blocaj al ciclului celular și este în cercetare și acest lucru. De altfel, îmbătrânirea sau bătrânețea acum, probabil în câțiva ani, se va declara chiar de OMS ca boală și va fi o altă abordare. Boală, bătrânețea. Boală, bătrânețea, asta vedem. Trebuie să ne dați rețete aici, că suntem mulți trecuți de 40 de ani. Putem să tragem o concluzie? Sigur, este posibil să acționăm încă de la vârste tinere. Profilaxia este nu numai a îmbătrânirii, ci și a bolilor degenerative, a bolilor cronice care apar odată cu îmbătrânirea. Deci, practic, noi putem să prevenim aceste boli prin terapia sistemică cu oxigen-ozon. Asta este cea mai importantă concluzie, aș spune eu. Pentru aceia care credeau că terapia cu ozon este să-ți pună ozon în boxe și să stai liniștit pe un pat, o să mai vorbim despre procesul de îmbătrânire, dar mai ales despre cum putem să-l combatem. Înțeleg, direcția mai marilor lumii aceasta este și în mai puțin de 5 ani îmi spuneați că este un studiu pe 1000 de persoane și probabil când se va încheia acest studiu, OMS va declara bătrânețea ca o boală și atunci se vor iniția tratamente mai directe și mai specifice, inclusiv cu medicamente. Doctorul Adrian Stănescu, de găsit pe motoarele de căutare Lomoscurt.